hai să trăiți bine. Este o sâmbătă lejeră în care am ieșit puțin pe strase să-mi verific uleiul motorului mașinii pe care o conduc. Vreau să continuăm pe aceeași temă în videoclipul de astăzi, deci să vorbim în continuare despre sport, pentru că în ultimele ore s-au întâmplat două evenimente total neplăcute. În primul rând vreau să deschid subiectul relatându-vă niște chestii despre handball, o campioană, o țară ca România, care a fost de 4 ori campioană mondială la handball masculin și de 2 ori la feminin, suferă foarte mult în ultimii ani, pentru că practic înoată pentru a ajunge la competițiile finale. Știți bine că în Qatar, cei ce iubiți acest sport, a început campionatul mondial de handball masculin și în urmă cu câteva ore s-a produs un rezultat care a uimit lumea acestui sport, în sensul că Argentina a remizat cu Danemarca, o finalistă, dacă nu mă înșel, la ultima ediție, oricum o țară ce domină handballul mondial din toate timpurile. Argentina a venit de nicăieri, de pe plaje, cu niște jucători, bineînțeles, care totuși evoluează în Franța, dar mai mult sunt rezerve pe acolo, dar o națiune care nu spune nimic în acest sport a produs o surpriză uriașă, este ceva de genul ca și cum Germania ar fi luat bătaie de la Honduras la Cupa Mondială. Am să fac o paralelă între ce am spus mai devreme și următoarea știre. Ieri compania RCSRDS a cumpărat drepturile de televizare a ligii profesioniste cu o sumă ce se învârte în jurul a 12 milioane de euro. Astfel, acești bani vin ca o gură de oxigen pentru cluburile din România, știindu-se faptul că toate formațiile, poate mai puțin Steaua, așteaptă banii din drepturile de televizare a ligii profesioniste. Fără aceste sume, cluburile cu siguranță vor muri și așa o parte din ele le va fi greu ca să ducă acest campionat până la sfârșit. Ok, acest lucru s-a întâmplat din punctul meu de vedere pe fondul unor presiuni politice și mă refer la faptul că nu văd de ce compania lui Tesari, cel ce deține Digi Sport, nu văd de ce a fost nevoit să cumpere aceste drepturi, pentru că liga noastră este la pământ, produce un fotbal mizerabil și nu mai prezintă atenție, atractivitate. Nu cred că o partidă dintre Chiajna și Iași poate să fie urmărită de mai mulți telespectatori dacă la aceeași oră se dispută un meci din campionatul Spaniei sau al Angliei, mai puțin Italiei, care a scăzut ca intensitate și ca valoare în ultimii ani. Și spun toate aceste chestii că au venit pe fondul presiunii politice, deoarece foarte multe primării sunt implicate în sportul, se spune, rege în România. O să vă dau peste voce celor ce fac această afirmație imediat, dar să continui ideea. Deci totul a fost politic, pentru că multe primării se implică în fotbal și finanțează echipele, dar la un moment dat banii, atunci când instituțiile de stat avizate controlează aceste primării, se descoperă că banii se duc în altă direcție, deci practic sunt niște bani ce sunt băgați în buzunarul unor la care vor să îmbogățească peste noapte, o mare modă în România. Deci totul este politic și dacă această era singura companie din România care putea să salveze fotbalul românesc, a făcut-o și eu zic că la presiuni, numai unor presiuni politici, pentru că multe primării nu-și mai puteau justifica banii pe care investeau cică în sport. Se producea o catastrofă. Eu nu cred că românul nu se putea deparasa de fotbal, care, așa cum spuneam, și așa este unul destul de bolnav și, din punctul meu de vedere, era bine dacă se închidea, se trăgeau obloanele și se lua totul de la zero cu niște oameni care, într-adevăr, vor să investească sume, dar din buzunarul propriu și nu din banii statului. Și am făcut, vă spuneam că o să vedeți de ce am vorbit despre handball și am zis că fac o paralelă între acest sport și următoarea știre.
În ultimii ani, cel puțin în ultimii 10 ani, nu s-a investit nicio sumă în handbal românesc. S-a făcut pe aici, pe acolo, câte o sală, dar și aceasta la niște dimensiuni foarte, foarte reduse, cu niște tribune, două scânduri bătute pe o schelă metalică, unde se pot așeza maxim 50 de persoane. Și aceste chestii au fost niște bătăi de joc ale guvernanților. Nu au fost în stare să mai toarne 2-3 metri de beton în plus ca să facă niște săli mai mari, unde omul să poată să stea lejer și să urmărească partidele de handbal. Nu cum se întâmplă acum, ei stau la niște înălțimi deasupra terenului, așa cum spuneam, pe niște scânduri bătute pe o schelă metalică și dacă mai mănâncă și 2-3 semințe, le poate scuipa direct în cap jucătorilor cojile. Este o bătaie de joc, un sport care a făcut cinste României de-a lungul timpului, așa cum spuneam, suntem de 4 ori campion mondial la handbal masculin și de 2 ori la cel feminin. Iată că este la pământ, nu se investește absolut niciun ban și acesta ar trebui să fie declarat sportul numărul 1 în România, cu toate că mai sunt și altele, gimnastica, dar nu se practică așa la nivel național cum este handbalul. Este o rușine și eu, din punctul meu de vedere, aș desfința fotbalul românesc pentru că în acest domeniu nu... această ramură sportivă nu mai face cinste României, ci mai mult decât atât a prins străinătăți să scrie tot timpul de corupția din fotbalul românesc și de jucători care sunt neplătiți sau fac circ pe teren. Ok, cam atât pentru această zi de sâmbătă. Vă urez să aveți în continuare un weekend plăcut. Dacă nu, ne vedem mâine, cu siguranță luni dimineață voi apărea cu un nou articol. Numai bine!